Cei doi militari au fost răniți duminică seara, în jurul orei 22, în timpul executării unei misiuni de patrulare. Ei au fost transportați la spitalul militar din Bagram, însă din cauza rănilor grave au murit după o oră. Alături de ei și-au pierdut viața alți trei soldați din forțele aliate. Cei doi militari făceau parte din trupele de elită ale forțelor navale române. Ei erau antrenați să lupte atât în aer, cât și la sol și în mediul acvatic. Vorbim de trupe care sunt echivalentul forțelor SEAL din armata americană. Cei doi militari sunt din Constanța și sunt membri ai grupului naval de forțe pentru operații speciale. Maestrul militar clasa a treia, Vasile Claudiu Popa, în vârstă de 28 de ani, era căsătorit. Se afla la a doua misiune în Afganistan și era angajat al MEAPN din anul 2006. Era decorat cu emblema de onoare a statului major general, medalia NATO 5 și cu emblema de onoare a forțelor navale. Plutonierul Adrian Postelnicu, în vârstă de 34 de ani, era la prima misiune în Afganistan și era angajat al MEAPN din anul 2009. Era decorat cu emblema de onoare a forțelor navale. Cei doi plecaseră în Afganistan în luna iunie, cu un contingent din Buzău. La ceremonie a participat atunci și ministrul apărării Mircea Dușa. Bună ziua! Militarii români din Forțele pentru Operații Speciale acționează în cadrul ISAF, în zona de est a Afganistanului. Alți trei scafandri din trupele de elită ale forțelor navale au pierit în tragedia din urmă cu 3 ani, când un avion militar s-a prăbușit la scurt timp de la decolare lângă aerodromul Tuzla în timpul unui zbor de antrenament. Este ora 14, iar în spatele porților ferecate de la centrul de scafandri a început o ceremonie religioasă de comemorare a celor doi eroi. În același timp, în toate garnizoanele militare din țară se țin momente de reculegere. În rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Cei doi militari constanțeni vor fi înaintați post-mortem în gradul de sublocotenent. Ministrul Mircea Dușa a subliniat că familiile soldaților vor fi sprijinite financiar în limitele prevăzute de lege și că toate cheltuielile pentru repatriere și înmormântare vor fi suportate de Ministerul Apărării.